Încep prin a vă mulțumi de prezența dumneavoastră astăzi la conferința de presă a Partidului Social Românesc, filiala județeană Alba. Lângă mine am prezent pe domnul prim vicepreședinte, inginer Puiu Rață, președintele organizației CUGIR, și domnul inginer Petrică Radovici, președintele organizației municipiului Alba Iulia. Azi, ca temă la conferința de presă, avem două puncte, și anume Programul Național de Creare de Locuri de Muncă și al doilea, Proiectul 51. Dacă îmi permiteți, aș începea cu Proiectul 51%. Acest proiect prevede 51% din listele Partidului Social Românesc pentru alegerile locale și parlamentare să fie deschise către profesioniști. Proiectul susține astfel atragerea de profesioniști și membrii ai societății civile către Partidul Social Românesc. Acest proiect de 51%, cum spuneam, adună oameni care n-au mai făcut politică, sunt profesioniști, au reușit în profesiile lor de bază și noi intenționăm pentru a-i atrage să vină în organizația noastră și de a face politică. Proiectul 51% a fost lansat ieri de către domnul președinte Mircea Joană la nivel național și sperăm că are eficiență și aduce un plus în fiecare organizație județeană a Partidului Social Românesc. Este important ca să aducem oameni noi lângă noi, oameni care nu au mai făcut politică, oameni care sunt capabili să facă o politică care aduce cetățeanul în primul plan, o politică pentru cetățean și, în primul rând, pentru bunăstarea țării. Aceasta implică proiectul 51%. Acum, despre Programul Național de Creare de Locuri de Muncă, eu aș vrea să-i dau cuvântul domnului Puiu Rață Nasipali pentru a face o succintă introducere în acest proiect. Vă rog, domnul Puiu. Mulțumesc. Partidul Social Românesc consideră crearea locurilor de muncă soluția pentru România viitorului, România prosperității, o Românie a integrării reale în Uniunea Europeană, în care toți cetățenii vor avea șansa la o carieră și un trai decent. Astfel ne propunem ca în următorii 5 ani să creăm un cadru normativ, fiscal, legislativ, unitar și integrat, Planul Național pentru Locuri de Muncă Decente din România. Viziunea PSRO de sprijinire a procesului de creștere și transformare a pieței forței de muncă din România se axează pe următoarele direcții principale. În primul rând, introducerea declarației globale de venit concomitent cu o cotă unică de impozitare de 14%. Astfel, susținem trecerea de la 16% impozit pe profit la 14% impozit pe o perioadă de 2 ani, eșalonat câte 6 luni 0,5% pentru a diminua impactul asupra bugetului asigurărilor de stat. O altă direcție principală ar fi sisteme de stimulente financiare pentru principalii piloni, sprijinirea familiei, combaterea sărăciei și a inechității sociale și relaxarea taxării muncii, crearea de locuri de muncă prin investiții în motoare de creștere economică, agricultură, energie, infrastructură, mecanism consolidat de finanțare a marilor proiecte, infrastructuri critice, dezvoltare locală și în sectorul IMM-uri, prin Fond Național de Investiții și vehiculelor investiționale specifice. O nouă curriculă bazată pe competențe adaptată nevoilor pieței muncii. Asta ar fi direcțiile În principale, mare, în da. mare. S-a înțeles, e foarte bine. Aș vrea să le spun câteva cuvinte și domnul inginer Petrică Radovici, președintele organizației Alba Iulia, a Partidului Social Românesc. Vă rog, cum stă cu organizația, câteva criterii. Bun. Ideea noastră de bază, preluată din politic, Programele din noastre. programele
lansate la București, ar fi ca să aducem prosperitatea către forța de muncă. Pare interesant și consider că se poate susține. Adică impulsionarea și ajutorarea efectivă a forței de muncă trebuie să se facă în această țară. Nu se mai poate ca cel care produce valoare să nu beneficieze de pe urma muncii lui. Noi considerăm că este timpul ca forța de muncă din această țară să fie adusă la adevărata ei valoare.